După caniculă vine potopul. S-a întâmplat din nou, de această dată în sud-vestul țării, unde 4 oameni au fost răniți, iar pagubele sunt însemnate. Vântul a biciuit cu 120 de km pe oră și aflând totul în cale. În Mehedinți, unde a fost cod roșu, a distrus acoperișurile și a rupt copacii. În Mehedinți, vântul a fost ca turbat. A avut la rafală 120 de km pe oră. În aceste condiții, vijelia a spulberat acoperișurile mai multor blocuri și case și a frânt copacii. 4 oameni surprinși în mașini, peste care au căzut panouri publicitare, au ajuns la spital. La cum a intrat? A căzut din fund. Și a intrat pe fundul scumpărbrei. În zonă a fost cod roșu de fenomene meteo periculoase, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență i-a anunțat pe oameni prin sistemul RoAlert să se adăpostească. Dacă erai pe stradă, te termina. Comisul, dau, eu, dau. Bine, a căzut de sus, părea. Ia uitați acolo, aerele condiționate, geamurile sparse. Etajul 3. În ultimele 24 de ore, meteorologii au emis 4 avertizări de cod roșu și 9 de cod portocaliu pentru fenomene meteo periculoase. În Arad, ploaia a încurcat circulația. Furtuni deosebit de puternice au fost inclusiv în Gorj și Olt. Vântul a pus la pământ mai mulți arbori și stâlpi de iluminat. Iar la Craiova, acoperișul unei hale a fost luat de vijelie. A plouat zdravân și în București, iar meteorologii spun că este posibil să avem parte de episoade de vreme severă și în continuare. Până la ora 20, în 7 județe din centrul țării sunt așteptate ploi torențiale însoțite de vânt și de grindină. Aproape 5.000 de militari de la ISU sunt gata să intervină în caz de dezastru. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.